Șunca afumată, cârnații afumați și cașcavalul afumat sunt asimilate drogurilor și vor fi interzise. Este vorba despre o prevedere adoptată recent de către Uniunea Europeană sub pretextul protejării sănătății cetățenilor. Produsele alimentare afumate, precum cele de carmangerie, lactatele și peștele vor fi interzise începând din anul 2029. Este vorba despre un regulament adoptat recent de către Uniunea Europeană, regulament care are ca scop protejarea sănătății publice, un răspuns la dovezile tot mai clare despre riscurile asociate cu consumul acestor produse astfel tratate. Se consideră că substanțele din produsele afumate au efectele unui drog, provocând dependență, în timp ce creează un mediu inflamator extraordinar de puternic în organism, care favorizează apariția unor patologii precum gastrita, ulcerul, cancerul de colon sau colonul iritabil. Trebuie precizat faptul că interdicția se aplică doar a fumării artificiale, care se practică în sistemul procesării industriale, numai că, inclusiv din lumea științifică, sunt voci care susțin că afumarea naturală este și mai periculoasă pentru sănătatea umană. Astfel, aromele de fum obținute pe cale industrială și aplicate pe produsul alimentar în mod controlat, prin utilizarea unei concentrații prestabilite, ar fi mai puțin dăunătoare decât aromatizarea obținută prin afumare directă, prin arderea a lemnelor. Dacă în primul caz concentrația este cuprinsă între 1 și 10%, la afumarea cu fum de lemne nu există niciun control pe produsul alimentar, depunându-se liber toate substanțele eliberate prin ardere. Compoziția chimică a fumului natural este complexă și depinde printre altele de esența de lemn utilizat, de metoda de producere a fumului, de umiditatea lemnului, precum și de temperatura și de concentrația de oxigen pe durata producerii fumului. De aceea, utilizarea aromelor de fum ar fi mai puțin periculoasă pentru sănătate decât procedeul de afumare tradițional. O astfel de dispută deschide două scenarii de lucru pentru viitorul imediat. Primul este că puterea de influență a marilor procesatori va determina măcar prelungirea termenului de aplicare a regulamentului, mai ales că este nevoie de schimbări tehnologice care generează costuri suplimentare pentru investiții, iar aceștia nu vor fi de acord să renunțe la o nișă importantă de piață. Sub această umbrelă de compromis și-ar găsi adăpost și firmele mici, dar și producătorii individuali, o soluție care ar mulțumi fie și temporar pe toată lumea. Iar cealaltă perspectiva ar fi ca interdicția să fie impusă tuturor, așa după cum se pare că se trag sforile în prezent. Metoda ancestrală de conservare și unul dintre mijloacele de supraviețuire, dar și de evoluția omenirii, afumarea produselor alimentare protejează de acțiunea microorganismelor dăunătoare, evitând astfel deprecierea sau alterarea și asigurând păstrarea pe termen lung. Ca să glumim, adăugăm că interdicția fumului s-ar aplica și la greierii a căror făină ne este propusă drept hrană de aceeași grijulie Uniunea Europeană. Numai că tradiția românească ne plasează în topul european al consumului de carne afumată, porcul din gospodăria țărănească fiind legat indisolubil de afumătorile cu fum de lemne sau de paie, din care prizăm fumul de neînlocuit și savurăm apoi psihotropele noastre de Crăciun. Așa că europarlamentarii noștri ar trebui să le transmită boșilor europeni că sunt cu totul alte droguri care ar trebui interzise înaintea șuncii, cârnaților și a tobei afumate.